Este indicat să avem nativ lei prin preajma astăzi, umorul lor va fi molipsitor. Veștile bune nu îi vor ocoli nici pe nativii pești. Andreea, pregătită cu horoscopul ca în fiecare dimineață. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! Nativii din Zodia Pești vor avea motive să zâmbească astăzi pentru că vor primi vești bune familiale. Vedem acum horoscopul. Nativii din Zodia Berbec sunt binevoitori și vor sări în ajutorul oricui. Ar trebui totuși să nu-și neglijeze interesele personale. Taurii ar face bine să țină anumite opinii legate de serviciu doar pentru ei, decât să riște ca acestea să provoace vâlvă în jurul lor, mai bine să recurgă la tăcere. Gemenii vor avea bătăi de cap din cauza problemelor familiale, însă nu se vor da bătuți și vor căuta soluții pentru aplanarea lor. Racii sunt plini de energie și își vor face datorie la birou cu drag și mult spor. Leii sunt plini de umor și vor reuși să înveselească și pe cei din jur. Se anunță o zi cu multe reușite. Fecioarele sunt mai mult decât implicate în activitățile de la birou, iar acest lucru se va reflecta din plin în rezultatele muncilor. Balanțele vor fi surprinse de anumite propuneri de afaceri, au motive să fie sceptice în ceea ce le privește, așa că mai bine stau departe de acestea. Scorpionii nu au deloc stare astăzi, sunt agitați, mult prea vorbăreți și riscă să creeze haos în jurul lor. Săgetătorii își vor lua angajamente mult prea mari și nu vor fi în stare să le ducă la bun sfârșit. Supraaprecierea lor le va aduce neplăceri. Capricornii au așteptări mult prea mari de la proiectele de marate, ar fi cazul să coboare cu picioarele pe pământ pentru a nu fi dezamăgiți mai târziu. Totul până la orgoliul vărsătorilor nu vor lăsa de la ei în relațiile sociale, nici în ruptul capului, tocmai de aceea disputele nu îi vor ocoli. Peștii vor avea parte de surprize plăcute în plan familial, vești neașteptate îi vor bucura din plin astăzi.